De dimineață, după ce s-a dat trezirea, mamele s-au trezit cu un coș plin de legume în bucătărie, ulei și alte ingrediente, condimente pentru a se apuca de treabă. Aseară au primit un mesaj în plasmă că vor participa la Neața cu Răzvan și Dani și că vor trebui să pregătească un preparat. Nu am înțeles atunci despre ce este vorba. Astăzi văd că trebuie să facă zacuscă mamele. Au acolo și vinete și ardei și, în general, ingrediente pentru zacuscă și au la dispoziție cam toată ziua. Ambele bucătării, de asemenea, și cea din casa fetelor, dar și cea din casa băieților, și în plus am văzut că li s-a dat un mesaj pe plasmă de dimineață, cum că au la dispoziție și un grătar, li s-a adus în curte. Din regulile citite de aseară, mamele nu au voie să vorbească între ele, să se ajute între ele, fiecare face proba individual și. Dintre toate mamele, pe doamna Anina am văzut-o acolo în bucătărie, spălând vasele, făcând niște treabă acolo la blat și după așezându-se pe canapeaua din bucătărie. Nu știu dacă participă sau nu la probă, nu știu dacă este una obligatorie, dar sigur vom vedea astăzi în live.